De parcă ar fi niște zvăpăiați de bundari. Dar nevastă-sa nici nu voi să audă. Vrei să-mi pierzi și copilul cel mai drag? Fii fără grijă, îi răspunse el. Fata nu o să se rătăcească, căci e cu minte și deșteaptă. Dar vorba aceea, paza bună trece primejdea rea. Așa că tot am să iau niște mazăre să o presar pe drum. Boabele de mazăre sunt mai mari decât cele de linte și vor arăta calea adevărată. Dar când Mezina ajunse în pădure, nu găsi nici măcar un bob de mazăre, căci porumbei își umpluseră de mult gușile cu ele, așa că nici ea nu mai știa încotro să o apuce. Rătăcea de colo-colo și nu-și găsea o clipă de liniște gândindu-se că bietul taică-s-o o să flămânzească din pricina ei și că maică-sa o să se tânguie amarnic dacă s-a întâmpla ca nici ea să nu se mai întoarcă acasă. Când se înoptă de-a binelea, numai ce zări și ea luminița scânteind printre pomi și luându-se după ea, ajunse la căsuța din pădure. Se rugă frumos de bătrân să-i dea adăpost peste noapte și omul cu barbă albă se adresă și de data asta celor trei făpturi. Găinușa mea bălaie, cocoșel cu mândre straie și tu, vaca mea bălțată, răspundeți fetei pe dată. Dux, răspunseseră ele. Atunci fata se apropie de vatra lângă care stăteau animalele și le dezmerdă drăgăstos. Mângâie găinușa și cocoșelul, netezindu-le penele lucioase, iar pe vaca cea bălțată o scărpină între coarne. Și după ce, ascultând de îndemnul bătrânului, găti o ciorbă strașnică și aduse castronul pe masă și zise: oare se cade ca eu să mă îndestulesc cu de toate, iar bietele animale să nu capete nimic? Că doar în casa asta găsești câte nu gândești și toate din plin. Nu s-ar cuveni ca mai întâi să mă îngrijesc de animale? Ieși afară după orz și îl presără pe dinaintea găinușei și a cocoșelului, iar pentru vacă aduse un braț bun de fân aromat. Mâncați cu plăcere, dragele mele animale, le îmbie fata, și dacă vie sete, o să vă aduc și apă proaspătă. Aduse apoi o găleată plină cu apă și găinușa și cocoșelul se cocoțară îndată pe marginea găleții. Își afundară ciocurile în apă și cât ai clipi își ridicară capul drept în sus, așa cum beau păsările. Iar vaca cea bălțată trase și ea o înghițitură zdravănă. După ce animalele se săturară, fata se așeză la masă lângă bătrân și mâncă ceea ce îi lăsase el. După puțină vreme, găinușa și cocoșelul își vârâră căpșorul sub aripi și vaca cea bălțată a început să clipească din ochi, semn că era somn. Atunci fetița întrebă: n-ar fi timpul să mergem la culcare? Și omul cu barba albă se adresă și de data asta celor trei făpturi. Găinușa mea bălaie, cocoșel cu mândră straie și tu, vaca mea bălțată, răspundeți fetei pe dată. Și ele răspunseseră: dux. Apoi, către fetiță: cu noi ai mâncat, setea ne-a stâmpărat și te-ai îngrijit cu drag de fiecare. Somnușor, e timpul de culcare. Fata urcă treptele, scutură bine pernele și abia isprăvi de întins așternutul proaspăt, că și veni bătrânul. Se lungi în pat și barba lui albă îi ajungea până la călcâie. Fata se urcă în patul celălalt și a dormit pe dată. Dormia liniștită până pe la miezul nopții, când se iscă în casă o asemenea hărmălaie că fata se trezi deodată din somn. Pârâia și scârția prin toate ungherele, ușa se deschidea cu zgomot și se izbea de perete, grinzile trozneau ca și cum ar fi fost mulse din încheieturi, iar treptele păreau că sunt gata să se prăbușească. În cele din urmă auzi o bubuitură asurzitoare ca și când s-ar fi năruit întreg acoperișul. După ce zgomotele se potoliră și cum nu îi se întâmplase nimica, fata continuă să stea liniștită în patul ei și a dormit din nou. Dar când se trezea a doua zi, soarele răsărise de mult și cei văzură ochii? Se afla într-o sală mare și în jurul ei toate se scăldau într-o strălucire nemai văzută. Pereții erau zugrăviți cu flori de aur pe un câmp de mătase verde, iar patul era de fildeș și plapuma de catifea purpurie. Foarte aproape de ea, pe un scaun, se afla o pereche de pantofi brodați cu mărgăritare. Fetei se păru că totul e un vis, dar trei servitori îmbrăcați în straie bogate intrară în iatac și o întrebară ce le poruncește. Căutați-vă de treabă, răspunse fata. Mă scol îndată, se gătesc bătrânului o ciorbă și după aia o să-mi satur găinușa cea frumoasă, cocoșelul cel frumușel și frumoasa vacă bălțată. Fata gândea că bătrânul trebuie să se fi sculat de mult, dar când aruncă o privire spre patul lui, moșteagul dispăruse și în locul moșteagului în pat se afla un străin. Îl privi mai cu luare aminte și își dădu seama că e tânăr și frumos. Tocmai atunci se trezi și flăcăul și, ridicându-se în capul oaselor, zise:
Sunt fecior de împărat și am fost blestemat de o vrăjitoare afurisită să trăiesc în pădurea asta, sub chipul unui om bătrân, albit de ani. Nimănui nu i s-a îngăduit să mă însoțească, în afară de cei trei servitori care au luat unul înfățișare de găinușă, altul de cocoșel și altul de vacă bălțată. Și mi-era dat să zac sub puterea blestemului până ce s-ar fi iubit o fată cu inima atât de bună încât bunătatea ei să se reverse nu numai asupra oamenilor, ci și asupra animalelor. Ție ți-a fost hrăzit aceasta și în miez de noapte ne-ai izbăvit de cruntul blestem. Și casa cea veche din pădure s-a prefăcut iarăși în palatul meu împărătesc. După ce se sculară, feciorul de împărat porunci celor trei servitori să se gătească de drum pentru a da de urma tăietorului de lemne și a nevestei sale și să-i poftească la nuntă. Dar unde sunt cele două surori ale mele? Întrebă fata. Le-am încuiat în pivniță și mâine dimineață vor fi duse în adâncul pădurii la un cărbunar ca să-l slujească până ce s-or face mai bune și nu vor mai lăsa să flămânzească bietele animale. Aceasta a fost povestea. Vă doresc un somn ușor și o noapte liniștită. La revedere!